o primește până la urmă Bărboianu, care trage minge bâlbuită de Goicoicea și Bilinski recuperează centrarea lui Matei din prima, scoate gol! Gol! Dinamo Rotariu face 2-1. Centrare superbă a lui Cosmin Matei din prima pe bara a doua, acolo unde Rotariu reușește să înscrie. Într-un sfert de oră, Dinamo întoarce rezultatul înregistrat la pauză prin acest gol al lui reușită de Cosmin Matei. Între timp a intrat Enrique pe teren. Mai întâi spun eu greșeala lui Goicoicea, care nici nu lasă mingea, care în urmă se duce afară, nici nu o prinde, balonul ajunge în bandă, centrare foarte, foarte bună într-adevăr din partea lui Matei, pe colțul lung pune capul Rotariu și marchează din nou în poarta oțelului, așa cum s-a întâmplat. Siguranță va încerca să speculeze spațiile pentru că se pricepe foarte bine, Bilinski dă drumul pentru Matei, Matei scăriță, gol! Gol Dinamo, 3-1, Cosmin Matei. Dedicația lui Matei. Era semnat tricoul și de Țucudean. Revedem execuția lui Matei, splendidă. Gol și pasă de gol pentru un jucător care a intrat la pauză. Super inspirație din partea lui Flaviu Stoican. Ridică scurt privirea din pământ, îl fixează pe Goicoicea și apoi înscrie.